avem tot felul de lucruri pe care riscăm să le pierdem din vedere, foarte multe știri pe care riscăm să le pierdem din vedere, noi concentrându-ne pe dezvăluirile lui Daniel Dragomir. Și ca să nu spună lumea că e doar o perdea de fum Daniel Dragomir, noi suntem foarte atenți la ce prostii mai pun la cale cei de la guvernare, că n-avem cum să nu le catalogăm așa. Cea mai nouă ispravă a domnului ministru Mișa de la Finanțe, așa îl cheamă pe ministrul de Finanțe în cazul în care nu-l cunoșteați. Ei, dumnealui vine cu o idee să le oblige pe firmele private, să oblige firmele private să mărească salariile pentru angajați, așa că așa vrea statul. Va fi introdusă și o măsură tranzitorie care va obliga practic angajatorul, chiar și cel din mediul privat, să mențină un anumit nivel al salariului brut. Va fi o dispoziție legislativă prin care se va stabili ce va include tot salariul brut. Că el va fi practic suma tuturor celorlalte sarcini fiscale pe care le plătește astăzi un angajator pentru un angajat. Declarațiile ministrului Finanțelor vin în plin scandal al creșterii prețului la carburanți din cauza accizelor mărite de guvernul Tudose. Însă subiectul nu e așa important pentru Ionuț Mișa. Sincer, n-am urmărit care este prețul la pompă din punctul ăsta de vedere. Bun, deci ca să ne înțelegem, cei de la guvernare vor să mărească taxele, vor să mărească impozitele pentru angajați și pentru angajatori. Și ca să își acopere ei această scădere a salariilor, că toată lumea va avea salariul scăzut din cauza asta, ei vor să dea o lege să-i oblige pe patroni, deci pe cei din mediul privat care stabilesc ei salariile după cum consideră domniile lor, să mărească ei, să-i oblige guvernul să mărească salariile. În Botswana să se întâmple asta, în Nigeria, Dumnezeule, de unde le vin ideile astea? Da, uitați-vă puțin și la maniera în care este prezentată toată această situație, că ieri l-am urmărit stupefiată pe domnul Dragnea. Practic se creează din nou un soi de antagonizare a unor categorii sociale, pentru că l-am auzit cu stupoare referindu-se la patroni și spunând așa ca să audă toți salariații și respectiv probabil tot electoratul PSD că patronii vor fi niște hoți și niște mincinoși. Îl citez aici pe domnul Dragnea, dacă nu vor citi corespunzător dispozițiile legale pe care le vor edicta domniile lor și nu le vor asigura cumva un nivel al salariilor în așa fel încât practic să nu piardă la salariul net. Noastră știți foarte bine, așa cum știe orice om de bun simț din România, că un angajat este foarte puțin interesat de salariul brut pe care îl are, da? Sigur că a venit doamna Olguța Vasilescu și ne-a explicat cum o să crească drepturile de pensie, contribuția la pensii și așa mai departe. Noastră credeți că salariatul meu este interesat de cât de mult o să-i crească pensia prin schimbarea acestei modalități de cadru și de calcul și prin mutarea contribuțiilor? Nu! El este interesat de salariul net, da? De salariul pe care îl ia în mână. Da? Omul va veni și, indiferent de dispoziția legală prin care practic înțeleg că se va umbla la nivelul salariului de bază, indiferent de ce edictează guvernul pe baza probabilă a unei ordonanțe de urgență, că deja ne-am obișnuit, salariatul va veni și îți va ciocăni la ușa biroului și te va întreba, ok, și acum, de când intră în vigoare această modificare, eu cât iau în mână, da? Ca să-i spunem domnului Dragnea cum se va desfășura discuția dintre mulți patroni mincinoși și hoți și angajații lor, da? Și tu îi vei spune, păi uite, conform acestei fișe de calcul de la resurse umane sau contabilitate, o să iei în mână atât, adică cu atâtea lei mai puțin. Dumneavoastră, da? Și atunci omul, în condițiile în care știe că există un deficit extraordinar pe piața muncii de forță de muncă,
Da? Și practică tu, ție îți va fi aproape imposibil să recrutezi pe altcineva pe poziția lui, își va negocia salariul și vei fi obligat doamna, ca patron că, bă, să-i dai această diferență. De o învrăjbire între categorii. A, să fii și obligat prin lege este deja da. Bonus, este da. Bomboana patronii n-au cum să fie iubiți de populație. Da? E normal, e o categorie care dintotdeauna a fost considerată așa privilegiată. Și catalogăm ca hoți și mincinoși că este clar de unde li se trage. E până la urmă o învrăjbire suplimentară a populației, să fie angajatul învrăjbit față de angajator, să fie privatul învrăjbit față de stat, adică să, ce le iese din toată nebunia asta, eu nu pot să înțeleg. E o prostie de la început, e o prostie, simplu, și atât. Pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegem de ce se întâmplă treaba asta. Gândiți-vă că aproximativ același lucru l-a propus Gabriel Biriș în guvernul Cioloș prin iulie 2016. Atunci domnul Dragnea, Tăriceanu, toți au ieșit să urle că e o prostie, o tâmpenie, nu se poate, și nu se poate. Și acum creau ideea lui Biriș. Este exact ideea pentru care Gabriel Biriș a plecat din guvern în iulie 2016. Bun. Atunci când Gabriel Biriș a gândit într-un alt context. Ceea ce fac colegii din PSD și al de acum este foarte simplu. Neexistând bani pentru acele măriri de salarii care au fost promise, practic, gândiți-vă că prin această mutare a contribuțiilor de la angajator la angajat, crește salariul brut la nivel de salariu minim pe economie cu undeva la 11,5%. Deci, practic, bifează colegii din coaliția de guvernare că au crescut deja salariile cu peste 10%, 11% și ceva%. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, i-aș recomanda domnului ministru, pe care îl cunosc de când era lucra la ANAF, să își caute prin minister niște juriști. Să vadă că în Constituție scrie pe la articolul 46-47, în jur de, cam pe acolo, despre salariul minim pe economie. Este singura referire în Constituție la o prevedere salarială. Deci, practic, singurul mod prin care poate guvernul, statul, să intervină în privat este prin acel salariu minim pe economie, care, într-adevăr, va crește. Da. Va crește. Bun, dar trebuie să întreagă orice patron din România, că asta e important, că o astfel de prevedere, dacă va fi atacată de către oricine în instanță, în contencios constituțional, va fi declarată neconstituțională. Nu are voie să oblige privatul să facă ceva. Și nici benzinarii să scadă prețul la benzină. Ne-a explicat domnul Tudose, că a explicat domnul Tudose într-o intervenție, eram un alt platou de televiziune, domnul Tudose era prin telefon. Și am pus un pariu cu dânsul, că așa se va întâmpla. Și uite că am avut dreptate. Evident că așa urma să se întâmple. Mai spune doamna ministru Olguța Vasilescu, angajatorul nu trebuie să pună niciun leu în plus. Dacă nu pune niciun leu în netul, rămâne la fel. Asta în condițiile în care nu am scădea contribuțiile, dar noi scădem contribuțiile de la 39,25% la 35% și impozitul pe salariu și o să vedeți că aveți o creștere pe net. Mică e adevărat, circa 4%, dar este o creștere, nu o scădere. Nu înțeleg de unde apare toată această isterie. Dumneavoastră, angajații, sunteți protejați și vom ieși cu date concrete când vom veni cu trecerea contribuțiilor ca să explicăm foarte bine și foarte argumentat oamenilor despre ce este vorba. Toate acestea le-am făcut ca să protejăm angajatul. Păi tocmai, că n-au ieșit cu date concrete și vedeți că trece așa într-un asterix vorba colegului, trece această mențiune cu vom scădea impozitul pe venit. Că s-a tot discutat dacă va scădea impozitul pe venit de la 16% la 10% sau nu. După care s-a lăsat o tăcere asupra acestei chestiuni. Da? Deci până la urmă noi nu am văzut un angajament clar, da, și un proiect clar și un calcul clar pe această chestiune, astfel încât suntem îndreptățiți să ne exprimăm aceste îngrijorări, coroborate cu declarațiile chiar ale Ministrului de Finanțe, care ne îngrozesc pur și simplu. Să mai spunem un lucru, că tuturor celor care se pricep, analiști, patroni, oameni cu experiență în domeniul cifrelor, tuturor le-a dat cu minus. Eu nu știu de unde guvernul îi dă cu plus, revenind după publicitate.